Mă bucur foarte mult să fiu pentru al treilea an consecutiv pe această scenă, în acest loc în care emoția este extraordinar de puternică. Sunt în seara asta aici, alături de voi, pentru a premia, mi-am notat aici câteva idei, dar o să încerc să nu mă uit la ele, sunt pe scenă tocmai pentru a premia o profesoară pe care am observat-o a fi inovativă. De ce? O să vă și spun. Ce mi-a atras atenția foarte tare este faptul că a format o roată de mate, ea fiind o profesoară de matematică. Și pe această roată de mate a trecut numele tuturor copiilor, inclusiv numele ei. Iar roata este cea care decide cine este la tablă. Inovație? Clar, da. Iar mai mult decât atât, în momentul în care este rândul ei, roata ajunge la ea, ea iese la tablă, însă este cea care întreabă copiii, oare cum se rezolvă problema? Este o persoană care investește în dezvoltarea ei personală și mai mult decât atât, ce mi-a atras foarte tare atenția este faptul că cu ajutorul soțului ei și-a dezvoltat o platformă de învățare, iar în momentul de față are aproape 100.000 de abonați. 100.000 de abonați. Are 600 de videouri înregistrate ca să pregătească copiii fie pentru probe naționale, fie pentru olimpiadă și chiar pentru lecții individuale. Haideți să vedem ce spun copiii despre ea. Doamna profesoară este una unică pentru că ne explică cu mare drag. Suntem un pic mai nezdrăvani, dar fiind doamna mai tinerică, poate să ne explice cu mare drag. Orele care se desfășoară sunt foarte frumoase. Deși este un cadru didactic tânăr, doamna profesoară a reușit să se facă respectată și să se impună. Dar în special a reușit să se facă prietena noastră. Doamna profesoară folosește metode moderne ca să ne capteze atenția. De fiecare dată ne explică cu răbdare lecția, iar noi înțelegem din prima și plecăm acasă cu lecția deja învățată. La orele doamnei profesoare mă simt liniștită, calmă, iar atunci când doamna ne predă, ne predă cu calm, cu răbdare, nu ne dă prea multe teme. Orele doamnei sunt foarte frumoase deoarece ne predă pe tabletă. Vreau să vă spun că m-ați ajutat să am răbdare cu mine, așa cum aveți dumneavoastră de fiecare dată cu elevii, să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și să am încredere în mine și atunci când reușesc. Vă mulțumesc pentru atenția și înțelegerea pe care mi-ați acordat-o, pentru că altfel nu aș fi putut să ajung unde sunt acum și mă bucur că ați fost aleasă și sper să influențați în continuare copiii cu talentul dumneavoastră. Vă apreciez foarte mult răbdarea cu care ne-ați predat și bunătatea pe care ați împrăștiat-o mereu în jurul dumneavoastră. Mi-este foarte dor de dumneavoastră și de zâmbetul pe care ne-l dădeați în fiecare dimineață și încrederea pe care ne-ați inspirat-o în fiecare zi. Prețuiesc foarte mult toate momentele pe care le-am petrecut împreună. Pe scenă pe Cătălina Dogaru. Mulțumesc! Așa cum s-a întâmplat și mai devreme, emoțiile m-au făcut să uit discursul, așa că voi încerca să fiu destul de scurtă. Aș vrea în primul rând să vă spun că sunt onorocoasă că mă aflu printre atâția oameni minunați și sunt onorată că sunt între profesorii Merito 2023. Mulțumesc echipei Merito pentru tot ceea ce fac pentru noi. Dar ca să nu termin atât de scurt, aș vrea să vă propun un exercițiu, dar nu de matematică. Aș vrea să vă propun pentru un moment să ne întoarcem în trecut, în anii de școală, la orele de curs. Care sunt cele mai puternice amintiri care vă vin în minte? Conținutul lecțiilor? Nenumăratele teoreme de la orele de matematică? Cred că cu toții ne amintim de momentele în care eram fericiți alături de colegii noștri. Când aveam o atmosferă plăcută la ore și ne amintim cu plăcere de profesorii care ne sprijineau, ne încurajau și ne ajutau ori de câte ori aveam nevoie. Însă reversul poate fi la fel de puternic. Haideți să nu vorbim despre lucrurile triste, haideți să ne propunem
să construim amintiri frumoase alături de elevii noștri. Vă mulțumesc!